Ne-am propus încă de la început ca toate aceste subiecte, toate aceste teme, întreaga serie Păcate Respectabile să fie o oglindă, nu un reflector. O oglindă în care să ne privim fiecare și să ne evaluăm fiecare acolo înăuntru nostru. Nu să punem lumina, să punem reflectorul pe cel de lângă noi, căruia îi se potrivește tema săptămânii. Aș vrea astăzi să aruncăm din nou o privire în oglinda din fața noastră. Materialismul este și el un păcat respectabil. Foarte ușor se poate îmbrăca în haina respectabilă a muncii, a hărniciei, a dărniciei pentru împărăție. Foarte ușor putem să ne mascăm viciul acesta insidios și fatal dacă nu este strunit, și să ne-l justificăm în fel și chip. Pe Instagram s-a trimis o întrebare săptămâna aceasta. Te lupți cu materialismul? Și au răspuns 1890 de oameni la această întrebare. Rezultatul este următorul. 68% au răspuns da, mă lupt cu această problemă. 32% au răspuns nu. Sunt foarte curios care ar fi procentajul după ce ne uităm în oglindă astăzi. Pentru că în funcție de cum definești materialismul, cum îl înțelegi sau cum îl definește Scriptura, poți să dai un răspuns cât mai adecvat acestei întrebări. Așa că haideți să punem oglinda înaintea noastră și să vedem dacă are Dumnezeu ceva să ne spună cu privire la subiectul acesta. Domnul Iisus este cel care, în faimoasa predică de pe munte, abordează subiectul în câteva versete. Mă întreb, din mulțimea lucrurilor frumoase, spirituale, pe care le-ar fi putut spune, de ce alege un subiect atât de lumesc, de pământesc, de material, dacă vreți? Cu siguranță el știe că un astfel de viciu mascat, făcut să arate respectabil, poate să roadă pe dinăuntru. Ascultați-l pe Iisus vorbind în Matei 6, de la 19 la 24. Iisus este pe un munte. Cei care ați fost în Israel ați putut vedea valea aceea cu ecoul acela nemaipomenit, în care ni-l imaginăm cu toții pe Iisus acolo stând în susul dealului și vorbind. Mulțimile sunt în fața lui și ecoul vocii lui străbate întreaga vale. Ascultați cuvintele lui Iisus de atunci. Nu vă adunați comori pe pământ, unde le distrug molile și rugina și unde le dezgroapă și le fură hoții, ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le distrug și unde hoții nu le dezgroapă, nici nu le fură. Căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori îl va urî pe unul și îl va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia și îl va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și bogăției. Cuvintele acestea Iisus le-a rostit acum câteva mii de ani. Sunt la fel de actuale și pentru noi, pentru că problema aceasta, viciul acesta, păcatul acesta, este adânc săpat în noi. Și fiecare generație trebuie să se lupte cu el. Fiecare persoană din istoria umanității se va lupta cu un astfel de viciu. Și astăzi o să avem o parte de explicații, o parte de aplicații și o parte de tratament. Haideți câteva explicații ca să ne familiarizăm cu tema și să ne putem evalua și apoi aplica ulterior. Câteva explicații, prezentarea temei, dacă vreți. Înainte de orice, aș vrea să fac o clarificare foarte importantă. Premiza de la care plecăm în tot ceea ce vom spune este următoarea. Biblia nu condamnă bogăția și nici nu glorifică sărăcia.
Să înțelegem bine lucrul acesta. Biblia nu condamnă bogăția, ba mai degrabă îl vedem pe Dumnezeu dăruind bogății imense unor oameni aleși ai Lui, după bunul Lui plac și multa Lui înțelepciune. Și vedem că ia bogăția de la alții. Oricât am citit Scriptură, vom vedea că această afirmație nu poate fi contrazisă. Dumnezeu, Biblia, nu condamnă bogăția, dar nici nu glorifică sărăcia. Biblia condamnă angajamentul obsesiv față de bogăție și nemulțumirea izvorâtă din sărăcie. Pe ambele le condamnă Dumnezeu. Pe ambele. Nu doar bogatul se poate afla sub stăpânirea avuției, în lanțurile avuției, și săracul poate fi sclavul nefericirii, că nu are destul. Biblia este cât se poate de clară cu privire la subiectul acesta. Atât sărăcia, cât și bogăția pot fi o povară pentru om. Plecând de la această premiză, nu vreau să avem niciun fel sentimentul că condamnăm cumva bogăția, dar nici că ridicăm în slăv sărăcia. Nu. Materialismul. L-am putea defini astfel. Este o preocupare excesivă și consumatoare pentru lucruri materiale și temporale, în detrimentul, pe cheltuiala, dacă vreți, a lucrurilor spirituale și permanente. Sau, dacă vreți, în termeni biblici, o definiție mai practică, mai ilustrativă, mai plastică, o găsim în 1 Timotei 6, de la 9 la 11. Acolo, Pavel scrie lui Timotei și definește materialismul în felul următor. Cel care este materialistul, unul, poftește bogăția. Adică caută, planifică, își pune inima să se îmbogățească. Îmbogățirea este un scop pe care îl urmărește. Așa începe Pavel, versetul 9. Cei ce vor să se îmbogățească, cei ce vor, cei ce caută, cei ce planifică, cei ce își formează un scop din a se îmbogăți, cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în capcană și în multe pofte nesăbuite și dăunătoare, care îi afundă pe oameni în ruină și pierzare. Deci, materialistul poftește bogăția. Pavel continuă, iubește bogăția, adică acționează, adică o hrănește, o îngrijește, face sacrificii de dragul bogăției sau în vederea acumulării ei. Și Pavel continuă așa, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Materialistul poftește bogăția, iubește bogăția și slujește bogăția, adică o ascultă, execută cerințele ei, o servește. Iar unii care au umblat după ea, continuă Pavel, au umblat după ea. Asculți, execuți ordinele, o servești, umbli după ea, îi faci toate mofturile. Iar unii care au umblat după ea s-au rătăcit îndepărtându-se de credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de dureri. Scriptura vorbește mult pe această temă. Materialismul, adică tânjirea, iubirea și slujirea bogăției, ne spune Scriptura, este o sursă de înșelare. Iisus vorbește în Marcu 4:19 despre înșelăciunea bogățiilor. Materialismul te ține pe nivelul cel mai de jos al nevoilor umane. Și dacă avem încredere în piramida lui Maslow, vedem că ne ține pe nevoile primare și te deposedează, te împiedică să accezi la nevoile umane legitime, superioare, de siguranță, de apartenență, de stimă și împlinire personală. Când ești focalizat doar pe nevoile primare, ești deposedat, ești împiedicat să te poți dezvolta și bucura mai departe. Scriptura ne spune că cei ce iubesc, cei ce tânjesc, iubesc și slujesc bogăția, vor avea parte de multe probleme și durere, este un obstacol în care a slujirii și încrederii în Dumnezeu și lista poate continua. Acesta este materialismul. Aș vrea să mai punctez o singură nuanță a materialismului pentru că este foarte aproape de inima noastră. Materialismul se mai manifestă și prin consumerism. De fapt, consumerismul este religia actuală a Occidentului.
Consumerismul este o religie seculară, în special a Occidentului. Și dacă mai avea timp, aș putea să vă demonstrez, așa cum orice religie a umanității are un crez, un cult, comunitate și comportament, exact la fel stă lucrurile cu consumerismul occidental. Consumerismul este religia seculară, actuală a Occidentului. Și acest consumerism ne învață că împlinirea și fericirea se găsesc în obținerea de lucruri. Cultura consumeristă distorsionează faimosul dicton cogito ergo sum, adică cuget, deci exist, îl distorsionează și îl formulează astfel, logo ergo sum, adică brandurile de top și alegerile de consum sunt cele care mă definesc și mă conectează cu cei din jur. Logo-ul, brandul pe care îl port, mă face să exist, să fiu vizibil, să fiu văzut. Și câți dintre noi nu ne putem regăsi aici? Am putea pune în locul lui ego, lui logo, am putea pune o grămadă de cuvinte. iPhone, ergo sum. Am iPhone, deci exist. Nu știu, Nike, ergo sum. Și continuați lista. Am cutare, por cutare brand, de top, deci exist. Deci sunt vizibil, deci sunt apreciat. Asta îmi dă identitatea. Consumerismul asta face. Consumerismul pretinde că alegerea este cel mai înalt bine, iar exersarea acestor alegeri ne afirmă identitatea. Ceea ce port, ceea ce consum, mă face să exist. Când un lucru, consumerismul mai face încă un lucru. Când ceva nu te mai satisface, alege un altul mai bun. Ceva nu-ți mai convine, găsește altceva. Acolo pe piață există altceva mai bun decât am eu acum. Numai că problema e următoarea. În timp ce cultura ne spune că merităm tot ce-i mai bun și ne oferă și calea de a procura tot ce-i mai bun, de fapt, hrănește o atitudine de ură de sine, de insatisfacție personală. Și nu cred că nu ați trăit-o, că nu am trăit-o cu toții. Îți dorești ceva foarte mult. Se poartă. Toată lumea l-are. Îl vrei și tu și îl obții. Și la câteva zile după, te uiți la ce ai și undeva pe piață, undeva în alt loc, vezi altceva mai bun, mai atractiv și deja ești nemulțumit de ceea ce ai cumpărat. Aș fi găsit altceva, uite acolo este altceva. Asta este o mentalitate consumeristă. Hrănește o atitudine de ură de sine, de insatisfacție. Când știi că mereu este altceva mai bun și meriți să-l ai, tu ești mereu nesatisfăcut. Ne învață consumerismul să fim nesatisfăcuți cu ceea ce avem, pentru că acolo pe piață există altă alegere mai satisfăcătoare. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, săptămânile acestea a fost prima oară în viața mea când am realizat acest lucru. Și anume, v-ați gândit vreodată că dintre toate creaturile lui Dumnezeu, doar omul se simte sărac? V-ați gândit la asta? Nici o altă creatură a lui Dumnezeu n-are sentimentul că e săracă. Doar omul. Doar noi avem senzația, sentimentul că suntem săraci, ne simțim săraci. De ce? Câteva explicații ale temei. Haideți să ne uităm la câteva aplicații, pentru că materialismul se manifestă în atâtea feluri. Haideți să alegem câteva mai evidente. Munca. Materialismul se poate manifesta fie prin muncă excesivă, fie prin refuzul de a munci orice, căutând acele mușce presupun minim de efort și maxim de câștig. Nu e așa că de curând ați primit un video, l-am primit toți pe WhatsApp, un viral, o binecuvântare a unui copil într-o anumită biserică și pastorul se ruga, Doamne, să lucreze puțin și să câștige mult. E pe video. Rugăciune.
O mentalitate. Materialismul se poate manifesta fie prin muncă excesivă, fie prin refuzul de a munci orice, fie prin câștiguri rapide pe căi ilicite. Toate acestea trei sunt forme de manifestare ale materialismului, ale tânjetului, ale iubirii și ale slujirii bogăției. Muncesc mult ca să acumulez, să am, refuz să muncesc orice vreau, muncă puțină, venituri mari, sau o muncă ilicită, ilegală, ca să obțin venituri rapide. Și atunci, cum ar trebui să înțelegem munca ca să nu o lăsăm să ne transforme atitudinea? Munca, în concepția biblică, este considerată o activitate onorabilă, nu un rău necesar. Ar fi foarte interesant un studiu asupra istoriei, percepției umanității asupra muncii. S-ar putea face. În Scriptură, munca este o activitate onorabilă, nu un rău necesar, cum marea majoritate a societății occidentale îl percepe. Munca nu este rezultatul blestemului. Rezultatul blestemului este truda muncii. Înainte de cădere, Dumnezeu a zis, a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Munca era gândită de Dumnezeu de dinainte de cădere. Așa că munca nu a devenit un lucru rău, ci o activitate plină de trudă. Asta spune în Genesa 3 că Dumnezeu bleastă-mă omul pentru neascultarea lui. Cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ. Munca nu a devenit un lucru rău, ci o activitate plină de trudă. Și totuși, chiar dacă strădanile omului sunt însoțite de trudă, ele nu sunt zadarnice nici măcar astăzi. Pentru că scopul muncii este întreit. Câștigarea pâinii, a căuta să-ți câștigi pâinea, este o motivație onorabilă pentru cel ce lucrează. Iisus spune în Luca 10:7, vrednic este lucrătorul de plata sa. De aceea orice job este mai bun decât niciun job. Munca are rolul de a-ți câștiga pâinea, dar munca mai are și rolul, în al doilea rând, de a-ți exprima personalitatea. Munca este un act de creație, îți dezvoltă abilitățile personale și stima de sine. Ceva poate ieși din mâna ta. Munca este un act de creație. Dumnezeu a gândit-o înainte de cădere ca să-l împlinească pe om. A pus în om acest spirit creativ care este și în el, în Dumnezeu, ca să creem, să dăm naștere la ceva, să producem ceva care să ne dea satisfacție și stimă de sine. Să îți dezvolți personalitatea. Și munca trebuie privită și în al treilea fel, are ca scop slăvirea lui Dumnezeu. Atunci când omul acționează ca un bun administrator al bunurilor lui Dumnezeu, el îl glorifică pe Dumnezeu. Prin munca ta, tu poți să îndrepți privirea tuturor celorlalți înspre Dumnezeu. Așa că muncește cu hărnicie, dar nu excesiv. Muncește cu hărnicie. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea, spune înțeleptul Solomon în Eclesiastul 9:10. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Muncește cu hărnicie, dar nu excesiv. Dacă jobul își cere atât de mult timp și energie încât îți neglijezi relația cu Dumnezeu sau cu familia sau cu biserica, muncești prea mult. Ce se caută în Scriptură versete ca și acestea? Ascultați-L pe Dumnezeu vorbind în Exod 34:21. 6 zile să lucrezi, iar în ziua a 7-a să te odihnești. Să te odihnești chiar în vremea aratului și seceratului. Adică odihna poate deveni o chestiune de credință. În alte cuvinte, este Dumnezeu capabil să facă cele 6 zile de muncă să fie mai productive decât 7 zile de muncă? Răspunsul este da! Chiar în vremea aratului și seceratului trebuie să te oprești o zi.
Dumnezeu a instituit odihna săptămânală în beneficiul sănătății noastre fizice, mentale, spirituale. Dumnezeu spune 6 zile să-ți faci lucrul tău, când iei și din a șaptea e prea mult, ai depășit limita. Ce rost să aibă astfel de cuvinte, 6 zile să-ți faci lucrul tău? De ce nu ne-am lăsat să lucrăm cât vrem noi? Pentru că nu ne face bine. De aceea astfel de cuvinte nu trebuie luate ușor. 6 zile să-ți faci lucrul tău, când iei și din a șaptea, prea mult. Ai depășit limita. Munca poate fi o manifestare. Modul în care muncești, înțelegi și muncești, poate fi o manifestare a materialismului. Cheltuielile este o altă posibilă manifestare a materialismului. Cum cheltui ceea ce ai? Cheltuielile sunt și ele o oglindă a atitudinii tale, materialiste sau nu. Prea mulți dintre noi cheltuim banii pe care nu i-am câștigat ca să cumpărăm lucruri de care nu avem neapărat nevoie, ca să impresionăm pe oamenii care nu ne plac. Gândiți-vă puțin. M-am regăsit și aici. Cheltuim bani pe care nu i-am câștigat, sau am câștigat ușor, sau ca să avem, ca să cumpărăm lucruri de care nu avem neapărat nevoie, ca să impresionăm pe cei câțiva care nu ne plac, să vadă și ei. Cheltuielile sunt o oglindă a materialismului și Scriptura ne învață să trăim simplu. Căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, zice Pavel în 1 Tesalonicen 4. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Trăiți simplu. Nu cheltui din competiție cu alții. Întreabă-te întotdeauna, de ce aș cumpăra acest lucru? De ce vreau să-l cumpăr? Cheltuielile sunt o oglindă a materialismului. Fii atent la influența reclamelor. Reclamele produc nemulțumire față de ceea ce ai și promit fericirea dacă achiziționezi produsul respectiv. Scopul reclamei este să ne facă să cheltuim. Folosește, dacă te afli într-o astfel, te regăsești undeva aici, la modul în care cheltui banii. Folosește un buget de cheltuieli. Stabilește-ți un plan de cheltuieli de care să te ții strict. Este o modalitate practică de a cheltui cu înțelepciune. Dacă cheltuielile sunt o oglindă a materialismului și împrumuturile sau datoriile, modul în care ne raportăm la ele pot fi o oglindă a materialismului. Pentru că materialismul te poate împinge la împrumuturi sau datorii periculoase. Când vrei să obții, când vrei să ai și nu ai cu ce, singura modalitate este să te împrumuți. Și ni se oferă astfel de posibilități la tot pasul. Nu ai posibilități, dar vrei să dispui de genul de viață afluent pe care îl vezi în jurul tău. Sau vrei să faci fața anturajului. Și atunci împrumuți. Există confuzie pe tema împrumutului financiar. Poate cel credincios să împrumute bani sau nu? Biblia nu interzice să luăm sau să dăm bani cu împrumut, dar ne avertizează să o facem cu mintea limpede, să o facem cu înțelepciune. Ne avertizează cu privire la posibilele probleme ce pot apărea în urma deciziei de a te împrumuta. Nu interzice împrumutul, doar ne sfătuiește să o facem cu mintea înțeleaptă. Și aici, de dragul practicalității, de dragul poate aliniștirii unora dintre noi, haideți să facem o diferență între împrumut și datorie. Împrumutul nu este tot una cu datoria. Dacă împrumutăm bani și înapoiem conform înțelegerii stabilite, nu se poate spune că avem datorii. Avem doar un împrumut. Când nu respectăm înțelegerea, devenim datori. Datoriile sunt obligații financiare pasibile de pedeapsă. Deci împrumutul nu este tot una cu datoria. Și asta ar putea să ne aducă puțină liniște. Pentru că nu ni se interesează să împrumutăm, să vedem dacă și pentru ce și cum și cât. Când vine vorba de datorii, Biblia este destul de clară și aș puncta doar următoarele lucruri. Datoria
nu este condamnată de Scriptură, ci doar descurajată. Nuanța aceasta este importantă. Pavel spune în Roman 13, 8, să nu datorați nimănui nimic. De ce? Pentru că e păcat? Nu. Ci să nu datorați nimănui nimic, datoria este descurajată, nu condamnată ca fiind păcat, pentru că datoria este o formă de sclavie. Proverbe 22:7 spune, cel ce ia cumprumut este robul celui ce dă cumprumut. Atunci când avem datorii, ne aflăm într-o poziție de servitute față de cel de la care am împrumutat. De ce este descurajată datoria? Pentru că este o formă de sclavie, pentru că este potențial purtătoare de costuri fizice și sociale, stres, epuizare mentală și emoțională, dăunează relațiilor. Datoria nu este condamnată, ci doar descurajată. De fapt, datoria era încadrată în lege la categoria blesteme ale neascultării. Citiți în Deuteronom 28 și veți descoperi. Bun, împrumut datorii, am înțeles. Dar dacă sunt deja prins în datorii, greu de dus, ce să fac? Scriptura ne învață, eliberează-te. Cum? Cum? Deja sunt acolo. Am niște datorii pe care le porc cu mine de ceva vreme. Vrei să te eliberezi de ele, vrei să fii liber. Cum? Iată câțiva pași. Roagă-te! Și acum nu așa că e un răspuns spiritual. Ai o problemă, roagă-te. Rugăciunea asta are cât se poate de mult sens. Rugăciunea dovedește recunoașterea faptului că ai o problemă și rugăciunea îți dezvăluie atitudinea sănătoasă de a dori să-ți plătești datoria, implicându-L pe Dumnezeu. De aceea, primul pas este roagă-te, recunoaște, Doamne, sunt prins cu lucrurile acestea, am nevoie de ajutor, am o problemă, ajută-mă să mă eliberez, știu că vrei să mă eliberez, ajută-mă. Roagă-te, te conștientizează și îți dezvăluie atitudinea sănătoasă de a te lupta cu problema. 2. Dăruiește Domnului. Pașii aceștia sunt din experiență, din experiența de viață. De cele mai multe ori, omul care este prins în datorii, primul loc de unde taie este de la Dumnezeu. Și spune, păi acum n-am de unde, dar peste 2, 3, 5 ani când scap de datorii, îi voi da Domnului. Eu nu cred că așa stau lucrurile, este o cursă. Nu reține partea lui Dumnezeu argumentând cu datoriile în care ești înglodat. Ascultați Proverbele 3, 9 și 10. Este înțelepciunea Scripturii. Nu uita să-i dai Domnului prima parte din venitul tău. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Prima tendință este nu mai dărești Domnului. Să nu inversăm pașii. Când iei de la Dumnezeu, nu știu de unde îți mai vine. Nu acumula datorii noi și nu avem timp să stăm și să dezvoltăm ideea aceasta. E destul de evidentă totuși. Fă o listă cu toate datoriile. Foarte important. Mulți oameni, mai ales că datorează mai mulți bani, nu știu exact suma datorată. Aceasta e natura umană. Credem că dacă evităm lucrurile neplăcute, poate că o să dispară de la sine. Și de aceea, mai multe locuri. Este o cursă, fă o listă cu toate datorile dacă vrei să scapi de ele. Ăștia sunt pașii. De ce am fost învățați cu ceva vreme în urmă? Ceea ce nu poți numi, nu poți controla. Ceea ce nu poți controla, nu poți schimba. Și dacă nu poți schimba, nu te poți elibera. Fă o listă cu toate datoriile, uită-te ce e acolo și fă pasul mai departe, stabilește un plan de plătire a fiecărei datorii. Am observat din experiența de viață cu atâția oameni, cei mai mulți creditori sunt dispuși să colaboreze cu oamenii care doresc să-și plătească datoriile, care comunică regulat cu ei și se țin de cuvânt. Fără excepție. Cel puțin din experiența mea de viață. Așa că stabilește un plan de plătire a fiecărei datorii și ține-te de el. Am putea intra în multe detalii, achită mai întâi datorile mici și apoi
vei găsi puțină încurajare că se poate și treci la cele mari, achită datorile cu dobânzile cele mai mari. Nu suntem la un curs de educație financiară aici. Vreau doar să subliniez faptul că împrumuturile și datorile pot fi o manifestare a materialismului din tine și trebuie să iei ceva măsuri. Așa că al șaselea pas, ia în considerare dobândirea unui venit suplimentar prin muncă. Știu, sunt mulți oameni care au locuri de muncă care nu aduc suficient venit pentru acoperirea tuturor nevoilor. Chiar dacă sunt înțelepți în ce privește cheltuielile, poate e nevoie să cauți o sursă suplimentară de venit pentru a acoperi din datorile pe care le ai. Dacă reușești să obții un venit suplimentar, folosește-l pentru plata datoriilor. Impune-ți lucrul acesta. Altfel vei cheltui tot pentru confortul tău și datoriile persistă. Lucruri practice, concrete de viață. Aș mai face o ultimă aplicație. Am văzut că munca, modul în care muncești, poate fi o oglindă a materialismului din tine. Am văzut că cheltuielile, modul în care cheltui banii, pot fi o oglindă a materialismului din tine. Am văzut că împrumuturile, datoriile, pot fi o oglindă a materialismului din tine. Ultima aplicație aș mai vrea să fac, care se desprinde de pe nivelul acesta material și financiar, trece la un nivel superior, la fel de periculos. Consumerismul, dacă vreți, relațional sau spiritual. Mentalitatea consumeristă are repercursiuni și dincolo de lumea materială. Mentalitatea consumeristă poate distorsiona viața și la nivelul experiențelor, a convingerilor și a relațiilor. O mentalitate consumeristă dezvoltă o insatisfacție cronică cu privire la tot ceea ce posezi sau te înconjoară. Mentalitatea consumeristă este nesatisfăcută, este insațiabilă. Mereu vrei altceva mai bun ce e acolo pe piață. Și în afară sau dincolo, deasupra lucrurilor materiale, putem avea o mentalitate consumeristă la nivelul experiențelor. Mentalitatea aceasta consumeristă îți formează un tipar, un pattern de gândire pe care îl vei aplica în toate domeniile vieții. Domeniul experiențelor de viață. Ai o experiență de viață, mentalitatea consumeristă spune: nu-i destul, vreau mai mult, vreau altceva, acolo mai am alte posibilități, vreau încă ceva. Și nu te mai saturi de experiențe noi pe care le cauți și uneori încerci să le creezi ca să simți cel puțin aceea satisfacție pe care ai avut-o cu experiența trecută. Și este o mentalitate consumeristă. Insatisfacția personală te urmărește la nivelul experiențelor pe care le trăiești. Când relația de familie nu te mai satisface, nu mai suntem fericiți, o schimbăm cu alta. Mentalitate consumeristă. Am destule alegeri și posibilități. Când relația cu altă familie, o relație de familie, prieten de familie, sau relația cu altă persoană nu te mai satisface, nu mai produce nimic, ți-ai pierdut interesul, o schimbi și cauți alta. O mentalitate consumeristă se poate dezvolta și în domeniul relațiilor. Când o anumită convingere sau crezi pare depășit, niște valori pe care le ai, niște convingeri pe care le ai par depășite, ori peste tot că-s depășite, mentalitatea consumeristă spune: stai puțin, este altă alegere pe piață, altă alegere la modă, o schimb cu aia. Până și frecventarea bisericii o poți face dintr-o mentalitate consumeristă. În loc să cântărești învățătura sănătoasă, închinarea autentică, relațiile, relaționarea sănătoasă și semnificativă, cântărești senzaționalul, experiența, reputația vorbitorului, programele speciale. Eu nu spun că nu putem să schimbăm o biserică. Întrebarea este: pe ce criterii o schimbi? Cum o cauți? Iată cum consumerismul, materialismul, consumerismul poate să își pună amprenta pe noi, să-și pună ghearele pe noi și la alte nivele decât la cele materiale. Am văzut câteva explicații, am văzut câteva aplicații. Haideți să încheiem cu tratamentul.
Tratamentul are 4 pași, ca toate celelalte până la urmă. 1. Stabileșteți bine prioritățile. Iisus în predica de pe munte asta spune: nu vă strângeți comori pe pământ, ci strângeți-vă comori în cer, unde sunt permanente, durabile, acele comori nu le fură și nu le mănâncă rugina. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Stabiliți-vă bine prioritățile. Pentru că omul care are totul din perspectiva pământului, nu are destul din perspectiva veșniciei. Stabileșteți bine prioritățile. Cu 2000 de ani în urmă, mai mult, 3000 de ani în urmă și mai bine, prorocul Isaia, sau Dumnezeu, prin prorocul Isaia, are niște cuvinte care îți dau fior și astăzi. Problema lor de atunci este problema noastră de acum. Pentru că materialismul este o luptă pe care o are de dus fiecare generație, fiecare individ care se naște pe acest pământ. Dumnezeu prin Isaia spune în Isaia 55: de ce vă cheltuiți argintul pe ceea ce nu este pâine și truda pe ceea ce nu satură? Ascultați-mă cu atenție și mâncați ce este bun. Desfătați-vă sufletul cu mâncare gustoasă. Luați aminte și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru va trăi. Problema lor de atunci este problema noastră de acum. Toate investițiile pământești rămân în urmă. Nu te poți bucura de ele decât foarte puțin timp, dacă reușești vreodată să te bucuri. Mulți ați vizitat Israelul și ați văzut Masada. O stâncă copleșitoare, uriașă, incredibilă, cu o construcție pe vremea lui Irod, ieșită din comun. Aveți ocazia să urcați și să vedeți acum ruinele, dar din spusele istoricilor și arheologilor, a fost un palat de vacanță al lui Irod, incredibil. La modul cum a fost gândit, luxul dinăuntru, cu piscine întrepte, cu un rezervor uriaș de apă în cadrul stâncii, un loc inexpugnabil. De un lux nemai pe palatul de vară al lui Irod. Și Irod a murit la 6 ani după terminarea construcției. A muncit o viață și a murit la 6 ani după terminarea construcției. Maxim 6 vacanțe. Cine s-a bucurat de el după aceea? Mazarin, cardinalul francez, intrat în antologie cu vorbele lui, avea cea mai valoroasă colecție de tablouri din lume. Și biografii lui povestesc cum umbla printre ele în timpul lui de acasă, umbla printre tablourile lui valoroase, se uita la ele și înlăcrimat murmura: trebuie să vă las în urmă, nu vă pot duce cu mine. Ce poate să fie în inima ta să-ți o legi de așa ceva? Când posesiunile materiale te posedă, aventura credinței devine imposibilă. Avem nevoie de puterea de excludere a unei noi iubiri. Adică avem nevoie de o nouă iubire pentru Dumnezeu care va exclude iubirea pentru lucrurile lumii acesteia. Una o scoate afară pe cealaltă. De asta avem nevoie. Stabiliți-vă bine prioritățile și mi-o spun mie. Avem nevoie de puterea de excludere a unei noi iubiri față de Dumnezeu. Pentru că în momentul în care noua iubire de Dumnezeu ne învăluie, ne umple, vechea iubire pentru lucrurile lumii acesteia iese afară. Nu mai are loc să stea înăuntru. Asta este puterea de excludere a unei noi iubiri. Stabileșteți bine prioritățile. 2. Gândește corect. Disciplinează-ți mintea, gândirea. La fiecare păcat respectabil am avut acest pas al tratamentului. Pentru că modul cum gândești determină cum trăiești. Gândește corect în domeniul materialismului. Ce înseamnă corect? Înseamnă să pricep că Dumnezeu este proprietarul a toate. Al Domnului este pământul, cu tot ce este pe el, lumea și cei ce locuiesc, spune Psalmul 24:1. Domnul este proprietarul a toate. Foarte puțini creștini vor argumenta împotriva acestui principiu. Și totuși, așa de puțin din noi îl ducem la concluziile lui naturale.
Dacă acest principiu e adevărat, cum că Dumnezeu este proprietarul la toate, atunci Dumnezeu are dreptul să facă ce vrea și când vrea cu resursele Lui. Mi-aduc aminte, luasem carnetul de șofer și abia așteptam ca tatăl meu să-mi dea mașina. Era mașina lui, clar. Ori de câte ori avea nevoie de o mașină, o lua fără să-mi ceară mie permisiunea. Eu o foloseam doar când îmi permitea el. În același fel stau lucrurile cu posesiunile noastre. Sunt ale lui. Le putem folosi când ni le dă. Gândește corect, Dumnezeu este proprietarul la toate. Totul este al lui. Și dacă este al lui, noi doar îi administrăm bunurile. De aceea orice decizie de cheltuire a banilor este o decizie spirituală, că nu-s banii mei. Poate cu un astfel de adevăr, o astfel de gândire, poate că te ajută să-ți balancezi bugetul de cheltuieli. Și de fapt, gândește sănătos, Dumnezeu este proprietarul la toate. Doi, fii conștient că te afli într-un proces de formare. Mi se pare fascinant faptul că Dumnezeu ne formează prin intermediul posesiunilor pe care ni le dă. Pentru mine aceste paralele sunt, mă dau peste cap. Iisus spune, Matei 25, pilda talanților, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Viața pământească este temporară și Dumnezeu o folosește ca pe o tabără de instruire pentru viața veșnică. Noi suntem aici ca să ne pregătim pentru eternitate și în acest proces de instruire Dumnezeu folosește bunurile materiale ca pe o unealtă, ca pe un test și ca pe o mărturie. De aceea ni le dă. Ca pe o unealtă, ca să ne învețe mulțumirea. Ca pe un test, ca să ne cântărească atitudinea, să ne antreneze voința. Iisus spune în Luca 16, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte ale acestei lumi, cine vă va încredința adevăratele bogății? Adică este o legătură strânsă între modul în care eu îmi folosesc posesiunile pe care le primesc și modul în care voi fi răsplătit acolo. Și asta mă pune pe gânduri. Dumnezeu ne dă, ne înzestrează, ne dă posesiuni pe mână ca pe o unealtă să ne învețe să-i mulțumim, ca pe un test să ne antreneze voința și ca pe o mărturie să declarăm în fața lumii că se poate trăi și altfel și astfel oamenii să îndreptăm ochii oamenilor spre Dumnezeu. Noi suntem sarea pământului, lumina lumii. O mărturie, deci. Dumnezeu este proprietarul la toate, gândește corect. Fii conștient că ești într-un proces de formare prin avuțiile pe care le ai. Gândește corect. Stabilește-și prioritățile. Gândește corect. 3. Învață să fii mulțumit. Cuvântul mulțumire este menționat de 7 ori în Biblie. Și în 6 din cele 7 este legat de bani, de posesiuni materiale. M-am deprins, spune Pavel în Filipeni, să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. M-am deprins, m-am învățat. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. Pot totul în Hristos care mă întărește. Învață să fii mulțumit, se poate. De fapt, sunt două modalități de a fi bogat. Prima, să ai tot ce-ți dorești. A doua, să fii satisfăcut cu ceea ce ai. Ești la fel de bogat ca cel care are tot ce își dorește, dacă e satisfăcut cu ceea ce ai. Când vorbim de a învăța să fii mulțumit, este important să facem distinția între nevoi și dorință. Nevoia este o necesitate fundamentală pentru supraviețuire. Hrană, îmbrăcăminte și adăpost. Ăștia sunt nevoile, o necesitate fundamentală pentru supraviețuirea ființei tale. Dorința este tot ceea ce trece peste nevoie. Dumnezeu a promis să ne asigure nevoile, nu dorințele. Deși de cele mai multe ori ne îndeplinește și dorințele. Dar a promis să ne asigure nevoile.
Care dintre noi, să ne uităm la noi, suferim de hrană, de îmbrăcăminte și de adăpost? Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Peste nevoile noastre ne îmbogățește cu tot felul de împlinire de dorințe, o face după bunului plac și multa sa înțelepciune. El ne satisface și dorințele ca să fie unealtă, un test, o mărturie. El știe și după buna lui voință, bunului plac, dă unora și nu dă altora. Și după multă sa înțelepciune dă unora și nu dă altora, că știe el de ce. Stabilește-ți bine prioritățile. Gândește corect în ce privește posesiunile materiale. Învață să fii mulțumit, deprinde-te să fii mulțumit. Și 4. Învață și începe să dăruiești. De cele mai multe ori, am învățat deja de multe ori până acum, de cele mai multe ori când vrei să corectezi ceva, trebuie să practici exact opusul acelui lucru. Cum altfel să îți măsori materialismul sau lipsa materialismului decât prin dărnicie? Materialistul strânge și acumulează, dar când dăruiești, dovedești că nu strângi și acumulezi. Învață și începe să dăruiești. Este prima manifestare a lipsei materialismului, primul semn de sănătate. Când te desprinzi de ceea ce e lipit de mâna ta, de portofelul tău. Este primul semn de sănătate. Îndeamne pe bogații veacului acestuia, spune Pavel lui Timotei, să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Deci dacă faci lucrurile astea, apuci adevărata viață? Este un semn că clădești pe o temelie serioasă? Mi se pare incredibil ce conexiune strânsă este între modul în care ne raportăm la avuțiile noastre și viața veșnică. Dărnicia nu este o opțiune pentru omul lui Dumnezeu, ci o necesitate. Dacă esența iubirii este dăruirea, Dumnezeu a iubit lumea încât a dat. Dacă esența iubirii este dăruirea, dovedești că iubești dăruind, atunci și iubirea mea de Dumnezeu se manifestă dăruind. Stabilește-ți bine prioritățile dacă vrei să scapi de materialism. Gândește corect în ce privește avuțiile. Învață să fii mulțumit. Și 4. Învață și începe să dăruiești. Mi-am dat seama tot zilele acestea, pregătindu-mă pentru tema aceasta, punându-mă în fața acestei oglinzi, că puțini oameni au resursele spirituale necesare pentru a fi atât bogați cât și săraci. Și nu știu dacă sunt unul dintre ei. Puțini oameni au acele resurse spirituale necesare pentru a fi atât bogați și să știe să fie și săraci dacă ajung într-o astfel de situație. Foarte puțini. Așa că nu căuta nici pe una, nici pe alta. Este ceea ce mi-am propus. Și aș vrea să încheiem această dimineață cu rugăciunea înțeleptului din Proverbe 30. O rugăciune iarăși care te lasă uimit. Stă în fața zilelor care le mare de trăit, înainte de moarte, zilele cele mare pe pământ, înțeleptul care scrie Proverbele 30. Și ascultați rugăciunea lui, am putea să o asimilăm, am putea să o luăm pentru noi. Ascultați rugăciunea cu care vreau să-și încheiem. Doamne, două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Și 2. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. De ce?
ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic cine este Domnul. Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau un deșert numele Dumnezeului meu. Am încheiat rugăciunea. Mi se părea de o profunzime colosală, pentru că Biblia nu condamnă, nici nu condamnă bogăția, dar nici nu glorifică sărăcia. A fi sărac nu este o virtute. Nu este. Atât omul bogat, cât și omul sărac. Atât bogăția, cât și sărăcia pot fi o povară pentru om. Așa că lucrurile trecătoare, folosiți-le. Lucrurile eterne, căutați-le.